Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. Alături de mine în această seară este domnul Constantin Ionescu, fost viceprimar, fost consilier local municipal. Domnule Ionescu, bună seara, bine ați venit. Să rămână, mulțumesc mult. Bună seara. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. La această oră, așa cum bine știm cu toții, guvernul Ciolacu își asumă răspunderea în Parlament pentru măsurile fiscale mult dezbătute și se pare că dacă o moțiune de cenzură nu va fi depusă și evident dacă nu va trece, aceste măsuri vor deveni lege. Mai avem varianta în care președintele României poate cere o nouă consultare în cele două camere ale Parlamentului. Ce părere aveți despre măsurile fiscale? Sunt foarte multe voci împotriva acestor măsuri, pentru că spun oamenii tot de la săraci se iau bani și nu e corect. Acum, nu cred că este cineva în România de bună credință să nu accepte anumite măsuri, și nu vorbesc de cele de acum, și să nu mă înțeleagă cineva greșit că aș fi de acord, să nu accepte o guvernare de-a lungul celor 30 de ani ca să creezi și să realizezi un echilibru în România, astfel încât să nu ai aceste extreme. Da? Când se dă și să există un dezmăț al banului public fără măsură, după care ajungi în extrema cealaltă și trebuie să impui anumite măsuri fiscale extrem de dure să recupereze acel deficit bugetar în România, care am înțeles că e vreo 40 ceva de miliarde la acest moment. Nu cred că este nimeni împotrivă, oameni de bună credință care își plătesc taxe și impozite și care acum să fie de acord, nu neapărat cu măsurile în sine pentru a le enumera, ci hai să strângem cureaua. Hai să strângem cureaua cine? Toți cei care muncesc, toți cei care plătesc taxe și impozite, toți cei care dau și asigură locuri de muncă și salarii în sistemul privat, să facem acest lucru după ce, așa cum am spus, în România au existat acele extreme din punct de vedere a ceea ce înseamnă banul public, a ceea ce înseamnă exagerarea cheltuielii banului public, a ceea ce înseamnă lucrări fără rost în România, a ceea ce înseamnă accesarea și fraudarea fondurilor europene și nu numai, a ceea ce înseamnă acele obiective construite ineficient, fără o logică, fără a avea o anumită perspectivă, săl de sport în România care nu vine niciun copil să facă o oră de sport, obiective care nu și-au niciun rost și care nu sunt folosite, poduri care se dărâmă, autostrăzi care se lasă și se prăbușesc, și fel de fel de lucruri care au înghițit sume de bani colosale de-a lungul anilor, bani pe care nu-i aduce nimeni de acasă, ci tot românii și România îi plătește, fie că vorbim de bugetul de stat, fie că vorbim de contribuția fondurilor europene care se întorc în România pentru a-i cheltui și pentru a implementa niște proiecte, spitale regionale care n-au fost în stare să depunem niște proiecte să poată fi finalizate, aceste obiective cred că mai mult decât necesare în România din punct de vedere a asigura un nivel de sănătate decent, un nivel de sănătate a tuturor categoriilor sociale în România, să nu te mai duci să te tratezi în străinătate sau să nu te mai duci în România să plătești o intervenție medicală. Tu care plătești asigurările de sănătate în România, dar nu poți să o faci la spitalele de stat, trebuie să te duci la cele private ca să-ți plătești intervenții medicale, chirurgicale, tratamente. Pentru că nu sunt fonduri, nu? Asta e motivul principal. Pentru că nu au aparatură, pentru că nu s-au dotat spitalele cu tot ceea ce este necesar. Nu te duci să faci o operație de o anumită, la un anumit nivel, că am pățit și eu chestia asta, pentru că nu avem aparatura la spitalul X de stat, vino la spitalul Y privat, că aici ai toate condițiile. Și într-adevăr, sunt toate condiții. Dar, ca și costuri, nu trebuie să mai spun, pentru că știe toată lumea. Și hai să strângem cureaua, pentru că aparatul de stat este supra-încărcat și a fost supra-încărcat de-a lungul anilor. Cheltuieri fără număr de personal, de, ați văzut, ce au apărut și la nivel național, știri, prime, salarii, pensii speciale, nespeciale și fel de fel de lucruri care
au încărcat foarte mult bugetul României și acum am ajuns la marginea prăpastiei și dacă nu se iau aceste măsuri pe care le plătesc tot românii și tot ceea ce înseamnă plaja asta socială, dacă vreți, categoria asta socială în România, da, economia neagră, da, tot ceea ce înseamnă importuri în România și lucruri care nu mai pot fi controlate sau nu sunt controlabile și taxele la stat care trebuie să le plătească o serie de firme și care nu se mai regăsesc, paradisurile fiscale și nefiscale și o serie de lucruri pe care noi astăzi asistăm, ne uităm la televizor cu gura căscată că să pregătește ce? Să pregătește anumite măsuri fiscale, impozite, taxe, fel de fel de lucruri pe care România trebuie să le ia pentru că nu mai poate să iasă din această situație din punct de vedere al deficitului și nu mai poate finanța, pentru că Uniunea Europeană, acum vrem, nu vrem, trebuie să acceptăm niște condiții pentru că suntem stat membru și această piață economică, dacă vreți, comună, stabilește anumite reguli la care tu, România, ești partener, ai acceptat, ai dat garanții că te încadrezi în aceste mecanisme financiare la nivelul Uniunii Europene, da? Și acum ești nevoit să îți faci în ograda ta lucrurile pe care, dacă le-ai fi chipzuit rațional de-a lungul anilor și anilor, nu ajungeam aici. Măsuri fiscale despre care foarte mulți români spun, domnule Ionescu, că vor conduce la evaziune fiscală. E practic o invitație pentru evaziune. Acum, sunteți de acord? Nu neapărat că sunt eu sau nu sunt de acord, dar întotdeauna când e o măsură, dacă vreți, mai dură, dar care nu ai și mecanismul de a nu da posibilitatea să se ducă în economia neagră și să facă evaziune, tot acolo se va duce, pentru că în România ați văzut fel de fel de cazuri și situații în care acele portițe și chichițe economice prin diverse pârghii economice ca să eviți aplicarea legii, să te sustragi de la aplicarea legii în România, se întâmplă. Firme care intră în faliment cu N și N datorii la bugetul de stat, nu plătesc, de închid, duc bani în afară. Până la urmă, cine suferă? Suferă România prin bugetul pentru că nu colectează acele taxe și impozite? Suferă oamenii care au fost angajați, salariați și nu mai primesc salariile și rămân șomeri? Nu mă să mai plătesc acele datorii la stat pe acele venituri pe care trebuie să le asiguri salariaților, și tot acest lanț duc la aceste găuri în bugetul de stat și lucru care ulterior România este nevoită să ia acele măsuri tot pe o economie, dacă vreți, cât de cât sănătoasă, care funcționează, pentru că economia la negru nu poate fi scoasă la suprafață așa cum trebuie. Știți foarte bine că... Acum, eu nu sunt un specialist în economie, dar sunt lucruri pe care le poate constata oricine, le trăim cu toții în această țară, fiecare acolo unde lucrează și poate constata cu mai mare ușurință cum funcționează acest mecanism economico-financiar în România și impactul și repercursiunile pe care le are, și atunci automat tot oamenii care sunt de bună credință vor suferi. Voiam să vă întreb vis-a-vis de acel procent vehiculat inițial de 2,5% parcă din buget pentru primării, astfel încât banii să poată fi calculați separat pentru spectacole, concerte, târguri, festivaluri. A dispărut procentul la solicitarea UDMR, se pare, dar urmează anul electoral și e clar că primarilor nu le-ar fi convenit acea limitare, nu? Acum, și cum e, nu mai reducem taxe la spectacole, la petreceri, la o serie de lucruri. Dacă asta se cere, asta se dă, da?
Acum, eu nu spun că toată lumea e de acord și nu cred că, și sunt sigur că în România, dacă nu faci un concert și faci o parcare subterană sau mai dai în folosință 100 de kilometri de autostradă sau de drumuri comunale, județeni, cel mai fiele în România, și nu se supără nimeni, nu mai facem spectacolul ăla grandios pe care îl cheltuim din bugetul local, central, de care o fi el, nu asta e problema. Dar dacă văd că ați văzut și noastră și vedem și noi, procentul la vot e de 30% în România, le dai alora care vor așa ceva. Și atunci... Și care vin la vot, nu? Și care vin la vot, da. Cum facem, domnule Ionescu, să vină mai mulți oameni la vot? Păi cum facem? Noi doi nu putem face. Sunteți în politică și vă întreb, care ar fi rolul politicianului? Care era rolul politicianului? Că doar nu inventăm acum rolul omului în politică de la data de astăzi, da? Ci de 30 de ani. Până la urmă, oamenii s-au hrănit, din punctul meu de vedere. Și pot să spun și cu mâna pe inimă că nu am achiesat și nu am fost de acord cu foarte multe lucruri. O mare parte mă cunoaște și pot să spun că nu am fost de acord cu foarte multe lucruri. Numai că oamenii nu mai cred. Și atunci, nemai crezând în ceea ce le spui, asta suprapunându-se peste faptele pe care trebuie să le lași în urma declarațiilor pe care le faci în campanii electorale, în anumite decizii pe care le iei, în promisiunile pe care le faci, oamenii care vor altceva, și acum fac o paranteză, ne mirăm de ce și la nivelul municipiului Buzău a scăzut populația de sub 100.000. Păi de ce a scăzut? Că au plecat afară. Au plecat afară să-și găsească copiii ăștia niște locuri de muncă, pentru că sistemul și mecanismul din România nu le permite copiilor buni să aibă acces la niște poziții, la niște locuri de muncă, și atunci pleacă afară. Da. Și ne mirăm de ce a scăzut populația. Vine campania. Hai să facem, să aducem românii înapoi în România. Hai să promitem că le mai dăm 5.000 de lei ca să deschidă o afacere. Păi le dai, poți să le dai și 100.000 de lei, nu numai 5.000 de lei. Dacă înveți mecanismul ăsta extrem de păgubos care funcționează de la accesarea fondurilor române, de la programe în agricultură, de la programe pentru tine, de la nu știu ce, să satură și atunci pleacă acolo. Păi sunt generații de copii care s-au născut acolo, ei nu mai sunt români, asta n-au înțeles mulți. Da? De 30 de ani de zile, când oameni de vârsta mea au plecat la 30 și ceva de ani, acum 30 de ani, da? Și-au întemeiat o familie acolo și au muncit, și copiii care s-au născut acolo nu mai sunt români. Da? Ei au cetățenie spaniolă, italiană, canadiană, americană, ce mai fie. Bine, da. Nici nu vor mai reveni vreodată, asta nici părinților spune. În exact, țară, da. Pentru că nu au de ce. Pentru că s-au acomodat mult mai bine acolo și sunt, până la urmă, nu neapărat că sunt covrigii, câini cu covrigi pe coadă pe acolo, dar au muncit, au fost respectați și au asigurat un venit și un trai mult mai decent ca în România, da? Un sistem de sănătate mult mai bine la punct. Păi, ce să te uiți când vezi că ajungi în spital și te trezești în România, da? Că au fost destul de exemplu. Femei care au murit din cauza unor neglijențe medicale, oameni care nu-și pot asigura un control medical pentru că nu au banii necesari. Păi, acum 3 zile, 3 medici au fost ridicați de DNA pentru că, domne, adică sunt lucruri care, spune, dacă ești bolnav în România, vorba unora, ești bolnav în România, risc să nu te poți trata, da? Din păcate, da, e o problemă care nu cred că va fi rezolvată prea curând. Bine, nu vorbim foarte mult în România despre cel care dă șpagă, cu toate că este o infracțiune, vorbim foarte mult despre cei care iau șpagă. De multe ori românii merg cu plicul pentru că vor să aibă un serviciu asigurat așa cum trebuie, fără a li se cere. Conștiința noastră zice, bă, dacă nu mă duc să-i dau plicul, da, poate ar trebui schimbat în orice și instituție, nu vorbim neapărat, că nu vreau să mă refer sau am ceva, pentru că sunt și medici cu care mă cunosc și care în multe instituții, nu numai în spitale. Exact, corect. În care zice, bă, dacă mă duc și dau plicul, sunt sigur că nu am nicio problemă și mă rezolv, da? Adică asta
a creat de-a lungul anilor acea mentalitate în care eu ca cetățean zic, bă, dacă mă duc și mă duc cu o atenție acolo, înseamnă că stau liniștit și că mi se rezolvă problema. Da. Da, asta zic, poate ar trebui schimbată puțin atitudinea și de partea cealaltă. Atitudinea asta, știți cum e, nu știu cum, cât de mult se poate schimba și în ce perioadă de timp, pentru că din ce în ce mai mulți copii care termină pleacă afară, repet, da? Și tot ceea ce se întâmplă de-a lungul anilor ulterior acestui exod de tineri care pleacă, pregătiți, care au învățat, care se duc la alte condiții, care au o posibilitate de a accesa în niște funcții, aș dezvolta o afacere, România suferă pentru chestiunile astea, pentru că economia trăiește din ceea ce se produce și nu din ceea ce se plătește, da? Bun, vorbim despre un pachet de măsuri fiscale care înțeleg că va intra în vigoare. Se crește salariul minim pe economie, spunea premierul Ciolacu. Și asta înseamnă că nu putem vorbi despre austeritate. Astăzi, patronatele din turism, domnule Ionescu, au venit cu o idee de a-i taxa pe românii care pleacă în vacanță în străinătate. Serios? O taxă în plus, da. Au stabilit deocamdată un euro de persoană. Da. Și chiar pentru cei care nu vor pleca prin agenții, vor pleca pe cont propriu, se va găsi o metodă de a fi luați banii ori la avion, ori la site-ul de rezervări. Acum, faptul că această măsură din a-ți acorda acele etichete de vacanță a fost o măsură prin a salva turismul în România și pentru a determina pe tine, ca cetățean român, să cheltuiești banii în România pe care îi primești, pentru că nu ai posibilitatea ca acei bani să-i cheltuiești, să-ți iei avion, să te duci în străinătate. Mie mi s-a întâmplat o chestiune de genul acesta, pentru că în România sunt persoane care nu au limită în momentul în care vor să se îmbogățească. Am sunat pentru o cazare în România, nici n-are rost să dau nume, că nu asta e important, la o pensiune, domnule, cât e camera, vrem să închiriem în perioada cu tare, da, avem liber, păi cât e camera? Nu știu, 250 sau 150, nu știu cât a fost. Zic că putem plăti cu... Să poate plăti de contat și cu tichete de vacanță? A, zice, da, da, nu mai e 200, e 250. Păi de ce e 250? Că nu-mi dai nimic în plus, că tot condițiile alea sunt. Eu nu-ți decontez decât ceea ce mi-a dat statul român ca banii să se întoarcă la tine ca agent economic în turism în România. De ce să fie 250 și nu 200, așa cum ai spus prima dată? Vedeți? Totuși au fost elegați, domnule Ionescu, pentru că majoritatea, în momentul în care au început să fie acordate voucherele de vacanță, au crescut prețurile foarte mult, păi, dar le-au crescut pentru toată lumea. Nu făceau nicio diferență. Agentul economic în turism, el n-a ținut cont, pentru că zice, bă, de bine, de rău, ăla trebuie să vină la mine, că nu poate să ducă în Spania, la Barcelona, cu tichetele de vacanță. Trebuie să vină la pensiunea lui Ion de la Piatra Neamț, da? Și atunci, că vin eu, că faceți dumneavoastră sau se duce altcineva, se duce cineva pe baza tichetului, că trebuie să fie cheltuit, că altfel le pierzi. Și atunci le-ai crescut la toată lumea. Care toată lumea? Că tot cea mai mare parte, mai puțin poate pensionari și cei care din sistemul privat care nu primesc aceste etichete de vacanță, să ducă în România să-ți petreacă vacanța în România pe acele etichete. Da? Deci cea mai mare parte nu vine din privat, spuneți, vine de la stat. Păi dar ce? În privat oamenii își plătesc cu banii lor și pleacă afară. A, mă gândeam că mare parte dintre clienții hotelurilor, da, evident, cei de la stat au voucherele de vacanță, da? Și înțeleg că e supărare mare acum, că nu vor mai primi toți. Că... Și așa trebuie să le cheltuiască. Cum? Necum trebuie să ne dea banii, că nu stai lor, da? Și acum, mai vorbim de servicii. Da, taxa aceea despre care vă spuneam are și o motivație să strângem bani pentru a promova România în străinătate. Păi lasă că mă urmăvezi eu, că mă duc acolo. Da? Ce spuneți despre România când plecați de afară? Să vină străinii să cheltuiască bani în România, da? Că au bani mai mulți ca noi și atunci își permit să plătească acea majorare, dacă vreți, nejustificat. Nu, lucrurile de multe ori scapă de sub control dintr-un anumit punct de vedere, pentru că așa se vrea. Acum, pentru a concluziona subiectul, din punctul dumneavoastră acum, de măsură, să nu credeți de că, vedere... Și încheiem cu chestia cu voucherul de vacanță.
dacă s-ar elimina complet acele vouchere de vacanță sau le-ai primi în salariu și ai face ce vrei cu ele, cu acei bani, vă spun eu că toată lumea, sau toată lumea, marea majoritate și-ar găsi în alte locații. În alte țări, spuneți. În alte spuneți. Țări, da, în alte locații, în alte țări, să-și petreacă. Păi avem o țară frumoasă, domnule. Eu n-am spus că n-avem o țară frumoasă, eu m-am referit la asta, da? Eu când am spus că am închiriat, am vrut să fac o rezervare și când m-au zis că cu voucher de vacanță mi-a crescut prețul cu 20%, eu nu m-am dus pentru că nu e o țară frumoasă, da? Și am fost în România, da? Lucrurile sunt scăpate de sub control și atunci fiecare vrea într-un an de zile să câștige când într-un an. Voiam să vă întreb ce măsuri fiscale credeți dumneavoastră personal că ar fi trebuit luate în acest moment astfel încât să ne fie mai bine? Nu sunt ministrul de finanțe și nu guvernez eu România. Nu, dar dacă tot comentăm pachetul de măsuri, poate aveți o idee. În primul rând, acea economie la negru. Dacă tu ca stat român nu poți gestiona, nu poți crește acel procent de a aduna taxele și impozitele în România și economia la negru și tot în cei care în economia reală, din economia reală vrei să acoperi aceste găuri, nu este în regulă, pentru că ați văzut ce se întâmplă la vamă cu tot ceea ce înseamnă marfă agricolă, legume, fructe de mâncare care intră în România, care nu are și nu este urmăribilă din punct de vedere al parcursului. Nu știe unde descargă, să plătești, nu se plătește. Deci nu-i pune GPS la acele camioane și când intră România și când iese din România. Să vadă unde ajunge și care marfă care. Pentru că nu se vrea. O singură măsură propuneți. O singură, dar asta de aici, în mare parte, din economia neagră, economia gri în România, tocmai pentru a ridica și a crește bugetul de stat a unei economii corecte și reale și nu a crea un mecanism de presiune asupra tot asupra celor care muncesc. Știți că veți face campanie electorală anul viitor, dumneavoastră, partidul din care faceți parte și toți ceilalți politicieni, în acest context al măsurilor fiscale implementate. Eu m-am mai spus și puteți să puneți emisiunile că nu am fost de acord pentru că cei care au gestionat politic această situație, începând de la președintele României, când spunea că PSD-ul e cel mai corupt partid și cel mai ineficient și nu folosesc cuvinte pentru că nu asta niciodată în caracter, eu vorbesc ceea ce se spunea și că PNL-ul nu va face niciodată alianță. Ce o să le spui oamenilor acum? Păi, mă, votați-ne pe noi că aia sunt mai slabi, da? Sau mai fraieri sau nu sunt pregătiți. Păi cum o să spui? Că ai fost la guvernare împreună. Păi principiile, pentru că electoratul PNL, electoratul de dreapta, nu e același electorat cu electoratul de stânga. Da? Ce o să le spui oamenilor pentru care te-au votat acum 4 ani de zile ca să te voteze iar acum? Înțeleg că PNL-ul oricum s-a opus și a spus că nu e de acord, dar până la urmă ați intrat în aceeași oală, nu? Păi și care e diferența? Sunteți... Nu a mea. Nu. Vorbesc de diferența de principii. Dar sunteți în echipă. O să mai vorbim despre asta în partea a doua a emisiunii. Trebuie să ne oprim pentru o scurtă pauză. Revenim în câteva minute. Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul Constantin Ionescu. Domnul Ionescu, un telespectator vă întreba în pauză ce părere aveți despre strada Mihai Eminescu. E foarte scurtă. Probabil că asta e principala problemă. Dar vă roagă să comentați. Spune că e foarte mândru că locuiește pe acea stradă care are, spune ironic, 2 km, dar cred că n-are nici 200 de metri, nu? Strada mie, nu întâmplător a pus această întrebare pentru că stau părinții mei acolo. Strada are 150 de metri, are denumirea asta de 50 ceva de ani. Nu văd o anumită problemă. A, că nu e pe un bulevard, că cheamă Mihai Eminescu și că trebuie să-i dăm unui alt bulevard mult mai important sau o stradă mai importantă în municipiul Buzău, asta ține de municipalitate, dar eu mă mândresc că stau pe strada Mihai Eminescu, adică părinții mei și că am copilărit acolo. Spuneți-mi dacă ați fost prin piața Dacia în ultima perioadă, dacă v-a plăcut sau n-ați avut curiozitatea? Dar nu am fost în ultima săptămână. De obicei merg destul de des în piață,
zona de centru unde mai am treabă. Acum, spune, vrem, nu vrem, lucrurile trebuie să se schimbe într-un oraș, într-o localitate, fie că vorbim că e comună, că e oraș, că e un alt nivel de administrație. Mai că, sigur, sunt oameni care le plac cum a ieșit, sunt oameni care nu le plac, sunt oameni care critică anumite soluții. Așa e democrația, așa este într-o lume civilizată. Eu am spus la un moment dat, de-a lungul timpului, pentru că indiferent de ce se întâmplă sau cum ai organizat din punct de vedere urbanistic, arhitectonic, zona centrală, ca o zonă de atracție până la urmă și o zonă de petrecere a timpului liber, soluția de a o face mai atractivă, de a o face mai prietenoasă, dacă vreți, numai că eu dădeam și un exemplu, acela că pe aceste rețele de socializare sunt abonat, dacă vreți, abonat și urmăresc ceea ce se întâmplă în alte orașe și cu precădere la nivelul municipiului Oradea, unde găsesc informații cu privire la anumite investiții, cu privire la anumite stadii, anumite investiții, și acolo s-au făcut o astfel de zonă. Sigur, nu vreau să comentez partea că e mai frumos la noi sau e mai frumos acolo, ci ei au făcut o amenajare în zona centrală după ce în subteran au făcut o parcare subterană de 500 de locuri. Și atunci sunt oameni care și te ghidează, eu am și fost acolo, te ghidează și GPS-ul, pentru că acum cu ușurință ajungi în diverse locuri în toată lumea asta, unde ai posibilitatea să-ți lași mașina, pentru că în zona centrală, știm cu toții, sunt foarte multe puncte de interes financiare, bancare, administrative, și sunt oameni din județ care vin să-și rezolve diverse probleme. Și atunci le asigură acest confort de a nu alerga după un loc de parcare, de a elimina acea posibilitate de a-și lăsa mașinile oriunde și să primească sancțiuni. Un comerț, dacă vreți, pentru că în imediat apropiere este și piața centrală și foarte, și Buzău este renumit prin produsele pe care le avem tradiționale. Sunt mulți care vor să ne viziteze orașul tocmai pentru a-și cumpăra diverse produse agroalimentare din piața centrală, mai că și cu toții am fost de acord și acum 4 ani, și acum 8 ani, și acum 15 ani, și acum 20 de ani, că e nevoie de o parcare subterană. Și dacă vreți, niciun candidat de la niciun scrutin n-a eliminat acea idee de a construi o parcare subterană în zona centrală. Sigur, deasupra poți să faci orice și orice soluție, repet, ca să devină atractivă petrecerea timpului liber, numai că toată această funcționalitate, ca tot centrul să devină pietonal, era obligatoriu să asiguri această facilitate nu benevolă, ci obligatorie, ca oamenii să-și poată ajunge cu ușurință să lasă mașina și pe care să deplasezi pietonal în tot ceea ce înseamnă zona centrală. Și s-au tot încercat, au găsit soluții pe moment, apoi soluțiile s-au dovedit a fi impracticabile. Până la urmă a rămas fără parcare zona centrală. Știți cum, anumite proiecte într-un anumit stadiu, dacă nu le faci la momentul respectiv și nu marchezi momentul, proiectul, finanțarea atunci când este posibil, ele sunt irreversibile. Indiferent cine vine peste 5 ani, peste 10 ani, nu poți să dărâmi ce s-a făcut acum, să faci o parcare, că e necesară, pentru că nu e nebun nimeni să cheltuiască alți bani fără ce s-a stricat acum, finanțând și plătind sume destul de mari și finanțate din fonduri europene. Repet, e un proiect pe care putea fi îmbinat și plăcutul cu utilul, dacă vreți, ca să rezolv și o problemă de mobilitate urbană și de acces facil în zona centrală, civilizat, și să scoți mașinile din zona centrală așa cum s-a și întâmplat, dar să nu creezi acel disconfort și să creezi și un punct de atracție printr-o facilitate și un anumit confort de mobilitate. Deci spuneți că piața Dacia arată bine, doar că îi lipsește o parcare. Bine. Acum am văzut și eu comentarii. A, n-ați fost să vedeți. N-a fost. Okay. Cu anumite aspecte de calitate a lucrărilor, cu anumite lucruri care nu
nu se ridică, dacă vreți, la nivelul pretențiilor pe care le avem noi ca oameni. Dacă vine cineva în casă la mine, la dumneavoastră sau la cei care ne urmăresc, să-i spună faianța și, bun, ai pus faianță foarte scumpă. Dacă e una mai ridicată, alta e mai lăsată, știți cum e, degeaba ai dat mulți bani pe faianța aia și de calitate foarte bună, dacă ea n-arată cum trebuie pe perete sau pe pardoseală gresie, da? Lucrurile trebuiau cu mult mai multă grijă din punctul meu de vedere avut în vedere și aici nu neapărat, pentru că vedeți, toate lucrurile se răsfrâng asupra celui care conduce comunitatea, asupra primarului. Nu neapărat primarul stă să vadă dacă ai pus tu acele bucăți de granit, de ce sunt ele în alineament, pentru că tot aparatul care era obligat să asigure acea supraveghere a lucrărilor, din punctul de vedere a calității și a lua acele măsuri la momentul respectiv, să nu se ajungă acum la recepție, trebuia făcut atunci. Da. Bun, în piața Dacia n-ați fost încă, dar cred că pe Unirii ați trecut, că e aproape imposibil să nu tranzităm Bulevardul Unirii. Cum vi se pare că avansează lucrările? Da, și aici anumite anomalii, dacă vreți, la fel cu acel pavaj, pentru că au fost și discuții din punct de vedere a calității lucrărilor, acele piste de biciclete care, dacă vreți, n-au o finalitate până la capăt, ca să folosesc o expresie, ba sunt întrerupte la jumătatea străzii, ba n-au continuitate în anumite porțiuni, sunt lucruri care mai sunt de corectat la ele și mai sunt lucrări de făcut pentru a putea avea o finalitate și o funcționalitate, dacă vreți, și estetică, și corectă, și funcțională, din foarte multe puncte de vedere. Știu că echipa PNL a mers zilele trecute pe Unirii Sud pentru a discuta cu oamenii de acolo. Probabil că tot problema parcărilor e cea mai mare, nu? Da, sunt. Problema parcărilor n-a dispărut. Adică nu discutăm de un lucru accidental, dacă vreți, pentru că o astfel de problemă la nivelul municipiului, chiar dacă o discutăm de atâția ani de zile, ea nu poate fi rezolvată doar discutând, da? Și ea poate fi rezolvată prin niște propuneri și niște măsuri, dacă vreți, de sistematizare extrem de ample, da? Și extrem de... trebuie făcut o anumită chirurgie la nivelul foarte multor zone și a străzilor, pentru că ceea ce avem acum sunt lucrurile care au fost lăsate înainte de Revoluție, cu acele lățimi de stradă pe care erau generoase la vremea respectivă, cu 30 ceva de ani, când trecea o mașină la... erau un număr mult mai mic de mașini. Acum numărul mașinilor a ajuns la aproape 60.000 matriculate la nivelul municipiului Buzău. Și dezvoltarea unor parcaje, resistematizarea anumitor cartiere pentru ca oamenii să nu mai aibă acea problemă cu locurile de parcare. Să știți că și afară și în alte orașe există această problemă cu locuri de parcare, dar repet, în multe orașe din România, cel puțin în zona centrală unde ai scos circulația auto să devină pietonală, să elimini poluarea, ți-a creat o alternativă prin construcția cel puțin un parcaj subteran, tocmai pentru a putea lăsa mașina și confortabil și în siguranță. Am două mesaje pentru dumneavoastră, domnule Ionescu. Va trebui să răspundeți acum în altă calitate, pentru că se referă primul mesaj. Spune așa, lucrările companiei de apă merg într-un ritm uimitor de rapid, spune telespectatorul. Vreau să-l întrebăm pe domnul Ionescu când se vor termina și când se va termina forajul orizontal pe Bulevardul Unirii. Puteți să-i răspundeți telespectatorului? Concret nu am toate datele. E normal ca lucrările să meargă într-un ritm accelerat pentru că să elimine acel disconfort și s-a găsit această soluție foarte eficientă, dacă vreți, ca să nu strici străzile care au fost asfaltate și reparate recent. Ele sunt, important că sunt în grafic, pentru că un sistem de finanțare presupune și respectarea anumitor termeni de execuție, tocmai pentru a putea reface străzile cât mai rapid și mai ales că suntem la 1 octombrie, când vremea nu mai e prietenoasă, dacă vreți, și favorabilă, se va strica de la o săptămână la alta și atunci lucrurile nu mai sunt, nu-ți mai pot garanta că le poți face în siguranță și de anumită calitate.
Și altele spectatori spune, da, e bine că vorbiți despre măsurile fiscale. Întrebați-l pe domnul Ionescu cum am putea face economie la apă și cum să stopăm pierderile pe care le plătim cu toții, spune telespectatorul. Acum, de nenumărat și de ani de zile de când am venit și la noastră în emisiune și cu un an de calități pe care le-am avut, pierderile la apă se referă la acele diferențe care sunt înregistrate între contorul general și suma consumului contoarelor din apartamentele noastre, pentru că și eu locuiesc la bloc. Și nu de puține ori s-a întâmplat ca, pentru că e un lucru real, în jur de 30% din populația și a României și a municipiului Buzău e plecat afară la muncă. Sunt oameni care și-au lăsat proprietățile în grija sau nu a cuiva, sunt persoane care intră în acele apartamente, consumă și nu dau citirile exacte, pentru că nu de puține ori mi s-au întâmplat de-a lungul anilor când reclamații vin și de la proprietari și de la asociații, când le dădeam lista de citiri, vedeau pe zice, uite, apartamentul 2, 7, 15, cum m-a dat 0, că locuiește cu tărică. Veneau șefii de scară sau președinte de asociație. Păi cum, că aici, uite, locuiește, a venit, stă un nepot, mă rog, fel de fel de situații și nu a dat citirea corectă sau a dat-o mult mai mică și situații din acestea care se perpetuă și acum și se repetă, tocmai pentru că sunt cetățeni care locuiesc, mai mult sau mai puțin nu dau acele citiri exacte și cei care locuiesc permanent sunt nevoiți să suporte acele diferențe tocmai pentru că lucrurile nu sunt echilibrate la fiecare sfârșit de lună. Dar se pare că fenomenul ăsta nu poate fi stopat până în momentul în care toți oamenii vor da citirea corectă sau poate nu e vina lor, domnule Ionescu. Înțeleg că e și vorba despre diferența de apometre, nu? De citire. Nu de diferența de apometre, repet, pentru că au fost și acțiuni în care asociații, șef de scară au făcut acțiuni de genul, domnule, la ora cutare, în ziua cutare, toată lumea să fie acasă, deschidem ușile, citim toate apometrele, vedem care și unde există acele diferențe. Și nu s-au deschis ușile, nu? S-au deschis toată lumea. Tocmai pentru că a existat și acele suspiciuni, da, bun, aici nu s-a deschis, nu e acasă, n-a venit să deschidă, nu vrea să deschidă, ce se întâmplă în interior? În urmă cu mulți ani, când s-au făcut și acele verificări și când am participat la asociații, s-au găsit și câte 800 de metri cubi, am găsit la un apartament, țin foarte bine în minte un caz în care n-au fost date citirile corecte și în momentul în care a deschis, pe acele apometri, suma era de o diferență foarte, foarte mare, pe care a fost suportată de ceilalți vecini. Cred că avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Doamnă, am mare rugăminte la dumneavoastră. Eu sunt o doamnă în vârstă care sunt și nevăzătoare. Și vreau să rog, adică dumneavoastră, să interveniți la domnul primar, că am încercat de nu știu câte ori, dar nu pot să ajung să vorbesc cu dânsul. Să ude pe Ciocinescu un stejar secular și puterea pedagogice. Îmi pare rău, moare de sece, de apă, de secetă. Da, o să le transmitem și celor de la Urbis care ar trebui să facă asta. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție, sigur. Doamnă, vă rog din tot sufletul meu că nu pot să acționez altfel, că nu văd, nu știu pe unde să mă duc. Vă mulțumesc mult pentru intervenție și pentru că ne-a semnat la problema. Sănătate multă, o să transmitem. Cred că au auzit și cei care ar putea să facă ceva în sensul ăsta. Da, este un stejar acolo imens, în zona Giochinescu, zona blocurilor 6 ABC, în zona respectivă. Da, mai rar oamenii să ceară ceva care nu vine în beneficiul personal strict. Corect, așa că felicitări doamnei. Sunt și probleme din cauza secetei, pentru că n-a plouat de atât de mult timp și atunci sunt probleme. Da, din păcate, iată că natura nu o poți controla și doar poți interveni în anumite situații. Vorbeam despre pierderi. În continuare, oamenii care vor un control al companiei de apă pot lua legătura cu asociația de proprietari, nu? Putem sprijini, dar și la nivelul asociației de proprietari își pot pune, dacă vreți, ordine și pot stabili anumite reguli la nivelul fiecărui căl de bloc.
O să mai vorbim și despre ce se întâmplă în perioada următoare în infrastructura locală, dar așteptăm cu interes să se termine lucrările pe Unirii, să vedem cum va fi după. Oamenii încă sunt nelămuriți, unii dintre ei nemulțumiți, multe sesizări, reclamații am primit și vis-a-vis de stațiile de autobuz care au fost amplasate pe Bulevardul Unirii. Le-ați văzut, probabil. Da, le-am văzut. Acum, eu am spus și la momentul respectiv când s-a lansat această idee cu acel culoar unic pe zona centrală, el putea fi culoar unic la marginea bulevardului, pentru că să poți păstra și locurile de parcare, asta din momentul în care Bulevardul Unirii nu mai se află în categoria drumului european 85 prin construcția șoselei de centrului și șoseaua Nordului. Sigur, acum și din momentul în care se va aplica cu strictețe, dacă vreți, toate aceste soluții cu circulația pe centru, autobuze, eliminarea locurilor de parcare ca să poți să asiguri fluență în trafic, atunci se va vedea și efectul a ceea ce se întâmplă și se va întâmpla din punct de vedere a acestei soluții. Puteți și dumneavoastră transmite celor de la Urbis să meargă pe Ciochinescu să ude acel stejar secular? Dacă nu ne-am auzit, poate ar trebui să ia măsuri, nu numai în acea situație. Cred că sunt mai multe probleme de acest fel. Eu vă mulțumesc, domnule Ionescu, pentru că ați venit. Și o să ne revedem curând. Spor la treabă. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați de jurnalul Campus TV. Seară bună, la revedere!